Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și știți deja, sunt aici ca să vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia prezentă, o citire generală. Vă rog mult, luați doar lucrurile care vă ajută. Haideți să vedem care este tema momentului prezent și cum o putem folosi în favoarea noastră. Avem cartea care spune să facem o mișcare, să luăm inițiativă, să facem un pas înainte. Acest personaj are picioarele în apă. Este vorba de o relație aici, în mod evident, care are o bază emoțională solidă sau mai exact multă iubire, dar în care ambele personaje sunt cu spatele. Energia feminină din această poveste pare să fie mai interesată de relație decât cea masculină. Energia feminină mai puternică, da? Pentru că toți avem ambele laturi. Aici avem focul magic. Focul magic înseamnă puterea noastră de manifestare, înseamnă forță, forță efectiv, forță să manifestăm, forță în gând, forță în cuvânt, forță în orice fel de lucru v-ați putea voi gândi. Focul magic este la baza creației lumii în care trăim. Și aici avem cartea care spune să ne urmăm visele. Să țintim sus și să mergem către ceea ce ne dorim întotdeauna, să avem încredere în noi și în viață, și în povestea noastră de viață și în sufletul nostru. Foarte frumos, niște cărți superbe și un mesaj absolut superb pentru voi astăzi. Ceva nelămuriri veți avea în calea voastră, un pic de muncă, de lămurire de dus. Haideți să vedem. Relație, plan material, sănătate sau plan emoțional. Din cum se așează cărțile aici, vă spun că nu este o energie neapărat ușoară, este frumoasă, dar s-ar putea ca lucrurile să vă scape așa un pic din printre degete. Avem împăratul, asul de monede și faetonul. Superb, superb. Aveți aici de-a face cu cineva care este foarte determinat și foarte chitit, sau posibil aceștia să fiți voi. Fie la nivel de relație aici, sunteți efectiv pe un drum pe care veți întâlni acest om. Un om care este dur în aparență, un om care nu prea stă el la discuții, dar care are intenții foarte serioase cu voi. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre o relație stabilă, atunci partenerul vostru, că vorbim despre el sau despre ea, este în căutarea unui lucru stabil. Vrea să facă o investiție care posibil vouă să nu vă fie neapărat pe plac. Dacă sunteți singuri, atunci energia aceasta a încrederii în sine pe voi vă duce și atrage către voi pe cineva stabil. Aveți aici o nouă oportunitate, o fereastră, o ușă, un portal energetic, cum vreți să-i spuneți, stabil în fața voastră către care pășiți. Energie de berbec, rac și taur. Cumpătarea. Pentru cei care sunteți separați acum de omul pe care îl iubiți, posibil să doriți o împăcare care să se și întâmple, însă veți avea de dus muncă de lămurire, că veți avea de discutat mult, că veți avea de așteptat puțin, muncă de lămurire. Dar merită, pentru că aveți aici iubire. Pentru cei care sunteți singuri,
atunci omul care vine către voi este disponibil emoțional și este echilibrat emoțional. Este un om diplomat. Aici văd pe cineva care a fost rănit, văd pe cineva care, să spunem că omul la care voi vă gândiți este împăratul, care nu stă la discuții, nu este el așa, a plecat asupra iubirii neapărat, dar totuși are sentimente. Iar voi întruchipați energia reginei de spade, care, nu, ați fost răniți, dar care totuși, dacă știu să negocieze, dacă știu să pună problema, atunci lucrurile se dezgheață și iese soarele, adică ajungeți amândoi la regele de cupe, la iubire, la împlinire și la armonie. Trebuie să existe un echilibru acum, pentru că unul dintre voi deține controlul mai mult asupra celuilalt sau asupra relației sau își impune mai mult punctul de vedere. Sunteți amândoi firi foarte dinamice și cu caractere foarte puternice și atunci unul dintre voi trebuie să cedeze aici. Da. La planul material avem regina de cupe, avem lumea, nu judecata, și șapte de bâte. La serviciu posibil să fie nevoie să vă faceți singur dreptate. Să fiți într-un conflict în care fie ați fost atacat de cineva, de o energie feminină și să fie necesar să vă faceți dreptate pentru că lucrurile sunt neclare, fie vreun superior să vă trateze greșit, da, injust și să fie necesar să vă faceți dreptate, fie să aveți acum o șansă să luptați mai mult pentru ceea ce vă doriți și vă iubiți și iubiți. Să se deschidă o poziție nouă la serviciu, o ocazie nouă prin care să puteți lupta, să dați efectiv ce aveți voi mai bun din voi pentru a obține ceea ce vă doriți. Se repetă judecata, iată, o situație nouă, o renaștere apare aici. Veți avea din nou o șansă să primiți ce este al vostru, să primiți ceva pentru care ați luptat foarte mult timp. Și pajul de... nu, este tot regina de cupe, iertați-mă, regina de cupe, care spune... care dublează regina de cupe și care spune ceva ce mi-am dorit foarte mult. Reapare în viața mea ceva ce mi-am dorit foarte mult. Dacă v-a plăcut vreun serviciu, se reia o legătură cu cineva sau v-ați simți voi bine într-un loc sau vi se reface cumva stabilitatea aceasta financiară, lucrurile se aranjează, dar intrați aici în armonie, este o renaștere și o reușită. Iar la planul emoțional avem puterea, avem regele de monede și avem cumpătarea din nou. Și aici vi se face dreptate. Unii dintre voi aveți nevoie să țineți un regim alimentar în urma unei intervenții chirurgicale. Alții dintre voi vă rog să aveți grijă la excese alimentare, culinare sau excese de orice fel, pentru a nu vă afecta partea asta care ține de cardiologie. Ca stare emoțională este nevoie aici să faceți un pic de ordine, să vă liniștiți un pic, să fiți mai diplomați, să vă calmați și să vă stabiliți cumva o rutină, pentru că voi vreți să faceți foarte multe lucruri deodată și ajungeți la epuizare foarte ușor. Soarele. Depășiți orice obstacol și să știți că în acest moment veți găsi așa în voi o forță de nicăieri și o stare de bine, să
Nu știu, cred că citiți ceva care vă înseninează ziua, vorbiți cu cineva drag, ori cu un copil, ori cu cineva mai mic de vârstă, ori cu cineva care posibil să nu-și arate adevărata vârstă și vă înseninează ziua, vă înveseliți ziua. Ceasul de monede. Clar, aveți ceasul de monede și aici. Ajungeți o discuție cu cineva, o discuție purtată cu cineva, vă înseninează ziua și este o discuție serioasă. Purtați o discuție serioasă cu cineva care vă schimbă efectiv ziua în bine. Ca semne astrologice avem balanța, racul, săgetătorul, racul foarte puternic, toate semnele de pământ și berbecul la relație. La partea materială avem săgetătorul, scorpionul foarte puternic, peștii și scorpionul din nou foarte puternic, iar la partea aceasta de sănătate avem leu, avem gemeni, avem toate semnele de pământ, leu foarte puternic, săgetătorul și Taurul. Dar asta nu înseamnă că citirea nu este pentru voi. Înseamnă că fie interacționați cu unul din aceste semne, fie aceste semne, arhetipul Taurului, vă ajută pe voi să depășiți, spre exemplu, o provocare medicală. Ce spune Taurul? Păi mă îngrijesc, mănânc bine, dorm bine. Taurul înseamnă confort. Înseamnă bunăstare. Adică am grijă de mine ca să-mi fie bine. Ce înseamnă leul? Înseamnă voința sufletului meu. Înseamnă că îmi fac lucruri bune, delicioase de mâncare. Nu știu, mă duc la un restaurant să mă răsfăț sau îmi comand acasă ceva bun de mâncare care să-mi dea o stare de bine și așa mai departe. Înțelegeți? Ăsta este motivul pentru care număr semnele astrologice. Nu e bătut în cuie să interacționați cu cineva din semnul astrologic rac, să spunem. Vorbeam de rac și racul cioc-cioc la ușă. La relație aveți semnul racului, un 6, un 9. Aveți bucurie aici. Cumva vă bucurați de primiți un mesaj sau primiți ceva ce așteptați de mult, pentru că avem și planeta Saturn, posibil să interacționați cu un Capricorn care până acum v-a mâncat zilele sau ceva ce v-a mâncat din interior până acum, așa la nivel de suflet și ați stat în foarte multe emoții, să dispară acum și să vă simțiți din ce în ce mai bine. La partea aceasta materială avem o cifră 2, este clar ceva legat de o energie feminină aici, care v-a tot săcăit posibil și acum în sfârșit să vă dea pace și să vă simțiți liberi, să vă eliberați de o energie feminină, să vă eliberați de un conflict cu o energie feminină sau pur și simplu o energie feminină să vă ducă către bucuria voastră. Iar la partea aceasta de sănătate sau stare emoțională, avem un norișor vesel care spune mă dau la o parte, adică iese soarele, pentru că l-avem pe masă aici, și soarele mare și soarele mic. Avem o coroană care spune reușesc. Unii dintre voi, cum era la... posibil să vă puneți ceva coroane dentare, să mergeți la stomatologie și inclusiv la inimă era ceva legat de coroană, fac o coronografie sau ceva de genul, sper să nu bat câmpii, dar parcă așa mi-amintesc. Și aveți două aripi de îngeri care spune că aveți protecție divină să depășiți aceste ipostaze. Iar dacă aveți nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală, aceasta se rezolvă, puteți primi sprijin de la cineva mai tânăr sau chiar de la copii, dacă se aplică. Mai au o carte ca sfat general. Ochelarii de soare. Iese soarele și voi vă puneți ochelarii de soare, nu? Să priviți cu atenție la lucrurile din viața voastră și să le înțelegeți clar. Să fiți atenți unde vă puneți gândurile, pentru că acolo vi se duce și toată energia și să vă concentrați un pic mai mult pe ceea ce este important pentru voi zilele acestea, pentru că aveți șanse de reușită aici. Vă mulțumesc foarte mult. Vă aștept cu comentarii mai jos, vă aștept cu mesaje.
pentru că vă simt lipsa. Am cam început să vă cunosc, adică vă știu așa în mare cam pe toți, atât cât pot să rețin și eu printre activitățile mele zilnice și vă îndrăgesc tare. Vă mulțumesc mult că sunteți aici cu mine și să aveți o zi minunată și să fiți bine. Pa, pa!